fața unei expoziții foarte originale, organizate în Cazinou din Cluj, în Parc Mare. Expun un număr de, în jur de 30 de profesori, profesori de desen și de pictură. Acesta reprezintă o manifestare colectivă. Se va repeta acest demers și consider că este un mare succes această reuniune de forțe. Stilurile sunt foarte diverse și tocmai prin asta se demonstrează creativitatea și originalitatea acestui colectiv, care stă într-o emulație prin faptul că ne influențăm reciproc și câștigăm foarte multe lucruri. Particip astăzi la 30-a ediție a expoziției profesorilor de educație plastică din județul Cluj. Mă bucur să fiu printre expozanți, printre cei invitați să participe la această manifestare culturală artistică de mare valoare. Aceasta a 30-a ediție este găzduită de Centrul de Cultură Urbană, Cazinoul Cluj, mai exact, o locație extraordinară, o locație propice artelor plastice, deschisă spre mari creatori de artă și nu numai. Este o expoziție deținută, o expoziție bogată în direcții de exprimare plastică specifice fiecărui creator. Astfel, dascălii ne arată încă o dată că sunt și creatori de frumos, nu doar creatori de caractere, nu doar creatori de școală. Lucrările sunt interesante, sunt expresive. Fiecare artist a venit cu amprenta personală în lucrările expuse. Sunt unul dintre organizatorii acestei manifestări. Această expoziție împlinește a 30-a ediție în acest an și ne-am gândit să vă organizăm această ediție într-un cadru mai festiv. Astfel, am convins colegii noștri să expunem această foarte frumoasă expoziție aici în casinoul din Parcul Central și trebuie să mulțumim Primăriei Cluj și Centrului de Cultură Urbană care ne-a pus la dispoziție acest spațiu, cât și sprijinului pentru această organizare din partea Inspectoratului Școlar Județean Cluj, care ne-a susținut în toate eforturile noastre pentru organizarea acestei expoziții. Noi, profesorii de arte vizuale, avem o dublă calitate, cea de artist plastic și cea de pedagog, în al doilea rând. Și acesta este un moment în care ne deschidem sufletul către public și arătăm poate o total altă parte din noi, care rămâne nevăzut în cadrul oficial al școlii. Sunt Beniamin Marius Chira, inspector școlar pentru disciplinele artistice la Inspectoratul Școlar Județean Cluj și sunt bucuros să fiu alături astăzi de colegi în acest minunat spațiu la o ediție aniversară a expoziției profesorilor de arte vizuale, Atelier. Este o expoziție în care colegii noștri, profesori de arte vizuale, vin și expun și se deschid spre comunitate. Colegii noștri sunt dedicați activității de la catedră și îmbină în mod util această activitate cu activitatea de creație artistică. Mă bucur să putem astăzi expune, după ce mai mulți ani am expus la Liceul de Arte Vizuale Romulus Ladea, reușim să expunem astăzi în acest spațiu minunat și vreau să mulțumesc conducerii primăriei și celor care administrează acest spațiu pentru că ne găzduiesc. Distinși invitați, stimați colegi, dragi elevi, sunt Beniamin Marius Chira, inspectorul pentru disciplinele artistice la Inspectoratul Școlar Județean Cluj și vă spun bun venit la Atelier Inventar,
cea de-a 30-a ediție a expoziției profesorilor de arte vizuale din județul Cluj. Începe vernisajul din această după-amiază cu intonarea imnului național al României. Lumea întreagă, lumea știută și de acele lume știute care sunt în lume
prin care ne trebuie să ne plimbăm cu iubirea, cu vârstul, cu sufletul și cu toate emoțiile și iubirea noastră pentru, iată, această floare în prezistare, care este reprezentarea vizuală și rocul din prevedere și iubire. Dincolo de aceasta, dacă spuneam că este vorba de rocnic, că grădină îi spune că și aici va trebui să declină la program zicerele mele, fiindcă aș fi putut să spun că este vorba de o expoziție. Sigur, mi-a făcut foarte mult titlul și genericul sub care este pus, care este un ghidaj excelent, cel de atelier fără inventar. Dar în momentul în care am ajuns aici, dincolo de teamul celor care au venit să-și susțină colegii, fie că este vorba de prieteni, de colegi sau de învățăcei, fie că e vorba de persoane oficiale, sau de oameni care pur și simplu vin aproape la fiecare vernisaj de Cluj, am zis că nu este o expoziție, ci este un muzeu, un muzeu de artă totală, în care arta tradițională, modernă și contemporană găsește loc. Apoi, uitându-mă în atent, am zis că este ceea ce se cheamă o stare de excelență de centru al artelor vizuale, fiindcă fiecare din aceste lucrări, care sunt și minunat și excepțional, puse în valoare prin o scenografie a panotării, care este groznic de dificil de susținut cu calitate și calificare în acest caz minunat și vreau, dar totuși dificil de făcut prieten pentru lucrările care trebuie să ajungă pe Sibese. E bine, o să rog, dincolo de privirea emoțională, să vă uitați că fiecare din aceste lucrări excelează iarăși prin muncă de calități, printre care voi consemna o triadă absolut minunată, care înseamnă că avem prețiozitatea bună și frumoasă, indiferent de genul abordat, măiestria și meșteșul. Fiindcă dincolo de bucuria cu care privim aceste lucrări, să ne gândim că ele sunt o stare de trecere pe trecere pentru ucenici și învățăcei care au șansa să fie în breasma acestor colegi mai mari, cărora le spunem profesor. Dar spune mai mult, pentru că aș ocupa foarte mult timp, faptul că este a 30-a ediție, spune că trebuie să cărnicești într-o perenitate, faptul că ne aflăm într-un duș în prag de primăvară, spune că iată este lumina exclamării faptului că trebuie să ne bucurăm că existăm și că există lumea cu tot ce are ea. Și faptul că, așa cum spuneam, multe emoție, ne aflăm în fața unei grădini estimate, cu plante, cu flori și cu ființe minunate, care condensează legătura aceasta între lumile fizice și lumile metafizice, în cele din jurul și împrejurul nostru și cele din interiorul nostru, putem spune că da, suntem aici în o sărbătoare pe care profesorii din județul Cluj, profesorii de artă vizuală, cu bucurie, cu har și cu dar, în toată. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule profesor, pentru aprecieri și pentru bucuria de a fi alături de noi. Această expoziție se deschide astăzi către comunitate. Mulțumim conducerii Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și celor care administrează acest spațiu minunat pentru găzduirea expoziției din acest an. În ultimii ani, expoziția și-a găsit lăcaș la Liceul de Arte Vizuale Romul Zulaga din Cluj-Napoca. Îi mulțumesc domnului director Gabriel Zmicală pentru toată ospitalitatea. Acolo se întâlnesc lunar profesorii de arte vizuale din județ și pentru că este și astăzi alături de noi, îl invit să ne vorbească. Bună seara! Eu am să mulțumesc în primul și primul rând celor care s-au străduit pentru ca să aibă loc această frumoasă expoziție. E vorba de Cristina, care
a negociat cei din primărie pentru a obține acest spațiu cu Ișpan, care este aici lângă mine. E vorba de Nicu Poiaș, care a făcut posibil să se prietenească aceste lucrări pe simezele Centrului de Cultură Urbană. E vorba de Roxana, care de fapt a făcut alături de Ișpan afiș iantul acesta pe care îl avem în mână. Și bineînțeles, în ultimul rând, aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care ați venit și ați expus. Mă bucur din tot sufletul pentru voi, pentru că a fi profesor astăzi nu este un lucru ușor. Este destul de dificil să mai găsești un acas pentru a intra în atelier și a lucra și, într-adevăr, a putea să expui în fiecare an. Eu aș dori să citesc numele celor 36 de participanți și încă o dată să-i aplaudăm la final. Deci este vorba de Orșoia, de Claudia, de Renata, de Cesarina, Ali, Iulian, Fidan, Denisa, Arpa, Melinda, Ana Maria, Darin Iștva, Felicia, Ilico, Andraș, Iuni, Daniel, Santa, Cristina, Maria, Ladislav, Sergiu Georgian, Marius, Noemi, Gabriel, Alexandru, Mariana, Georgeta, Sidonia, Roxana, Maria Reinhardt, Dorina, Loredana, Lucian, Catalin și Gabriel. Vă rog foarte frumos să-i aplaudați. De asemenea, aș dori să-i mulțumesc domnului inspector pentru că datorită lui neîntâlnim și poate dar și nu numai însuși, mai sunt o mulțime de artizani care, de fapt, contribuie la bunul mers al lucrurilor în urmea noastră, la această comunitate care se întâlnește, într-adevăr, în Liceul de Arte. Vă așteptăm și acolo, avem expoziții săptămânale cu cel mai mare drag, cu elevii voștri, cu cei care, de fapt, doresc să treacă pragul școlii noastre. Noi vă așteptăm cu brațele deschise. Vă doresc vizionare frumoasă și mai vorbește cineva? Nu. Mulțumim. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Așa este, am adunat oameni buni în jurul acestui proiect. Un om care a susținut și a medializat această expoziție și care nu a reușit, din păcate, să ajungă în acest moment alături de noi, este domnul inspector școlar general Valentin Claudiu Buibus, care vă transmite prin intermediul meu doar aprecierea pentru ceea ce faceți. Profesori dedicați, majoritatea profesorilor de arte vizuale din județul Cluj îmbină activitatea didactică în mod util cu activitatea de creație artistică. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru că participați cu lucrările în această expoziție, pentru activitatea didactică, activitatea din toate grupurile de lucru, pentru susținerea învățământului de universitate și activitatea din Comisiile Naționale de Evaluare. Vă doresc tuturor multă sănătate și o primăvară minunată și mult succes! Deci, pot să vorbesc acum, le mulțumesc celor care, de fapt, de fiecare dată sunt cu multă sensibilitate la evenimentele noastre organizate, fie aici, fie în Muzeul de Artă, fie în școala noi. Și vă rog încă o dată să-i aplaudați pentru că merită efortul.
seara și bine ați venit la Galeria Casino din Cluj-Napoca, unde se află o frumoasă expoziție a profesorilor de arte vizuale din județul Cluj. Este pentru prima dată când obținem acest spațiu minunat. Am înțeles că au fost câțiva colegi prietoși care au interzis mai multe demersuri cu la primăria începutului Cluj-Napoca ca să termine acest spațiu. Ele sunt de o altă țintă artistică. Cred că această expoziție a profesorilor este la ediția 30, iar dintre expozanți sunt și autori mai tineri, dar și artiști consacrați. Artiști consacrați care sunt cunoscuți în țară și nu numai. Bună ziua! Ne bucurăm să fim aici la Cluj-Napoca, la Centrul de Cultură Urbană. Reprezentăm Turda la expoziția profesorilor de arte vizuale din județul Cluj. Suntem din Turda mai mulți expozanți, dintre care mă număr și eu. Mă bucur